Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lux Sport Live. Sunt Gianina Iacob. Astăzi vom vorbi despre canotaj, dar o să începem cu o poveste de dragoste care s-a născut având în vedere acest sport. Dragilor, vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația la mine la emisiune. Este vorba despre Ionela Cosmiuc, fost Lehaci, și Marius Cosmiuc. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți așa deschiși cu povestea voastră de dragoste, născută în cantonament până la urmă. Așa e? Așa da, e, da. Eu zic să vedem prima dată, să vedem materialul cu voi, cu povestea voastră, și apoi ce ne mai rămâne de discutat vom dezbate aici în studio. Mi-a plăcut de la început Ionela, e ușor, ușor am încercat să mă bag în seamă cu ea, să fiu cât mai atractiv, așa zic. M-am dus la un magazin, la magazin acolo era și ea cu încă două colege. Totul a început ca o simplă prietenie. Le-am întrebat fete dacă vor să le cumpăr ceva, un dulce. Ele au fost de acord, Ionela nu a vrut să iau nimic așa. Am zis că hai, ia și tu ceva, că pe mine mă interesa mai mult ea să cumpere ceva, nu celelalte fete. Cu timpul s-a dezvoltat ceva mult mai frumos. I-a acceptat și ea, a luat un pachet de biscuiți. Că asta este și secretul longevității într-o relație, să înceapă totul de la o prietenie. Ușor, ușor tot ne-am scris, am vorbit, ne-am văzut. Este foarte înțelegător și știe să reacționeze în orice situație. Este puternică, este hotărâtă, motivată, știe ce vrea. Mie îmi place la Ionela energia pe care o are și asta mă umple și pe mine așa de viață și îmi transmite energia ei și nu știu, mă face mai fericit și mai, să mă bucur mai mult de viață. Când am cerut-o pe Ionela, s-a întâmplat la un campionat național, la Timișoara. Ea atunci a tras în proba de simplu și a și câștigat-o chiar cu puțin. Și m-am bucurat foarte mult că aveam emoții, chiar vreau să câștige. Am plănuit totul dinainte cu domnul Dorin și știam atunci că premierea de obicei se făcea la un restaurant afară, în aer liber. Ei, atunci, în ziua aceea, nu a fost așa, s-a întâmplat chiar la primărie în oraș și a fost și domnul primar de față, adică a fost ceva, cum zic, oficial. Și iar când a fost premiată, eu am fost cel care, după ce a fost premiată, am venit și am oferit inelul, am spus cuvintele magice, ea bineînțeles a acceptat. Nu mă așteptam, nu înțelegeam de ce îl cheamă domnul Dorin să premieze, pentru că de fiecare dată când e oficiat o premiere, se spune, premierea va fi oficiată de către cutare. Și eram așa surprinsă de ce îl cheamă pe el. Am păstrat toate tradițiile, inclusiv jucatul găinii, furatul miresei, ținutul vulpii la poartă, așa se cheamă la noi. Cam tot ce se putea păstra. Doi sportivi se înțeleg cel mai bine între ei. Este foarte greu ca un sportiv să-și facă o relație care să și meargă cu cineva din afară. Noi stăm 11 luni din 12 în cantonament, uneori chiar și în afara țării, și atunci este foarte greu să păstrezi o relație. Dimineața îi place să lenevească, ca să zic așa. Îi se pare cel mai bun somn și cel mai odihnitor atunci dimineața și nu-l deranjez dacă pot îi aduc eu mâncare de la masă ca el să doarmă mai mult. El încercă Ionele să-i facă pe plac cât mai mult. Suntem destul de organizați. Cumva ne completăm unul pe altul, nu ne deranjăm. Când simțim amândoi nevoia de spațiu, ne-l oferim. Când simțim să stăm lipiți unul de celălalt, o facem. Nu avem
Comunicăm foarte mult și asta este important. Câți copii v-ați propus să aveți? Zici-mă o dată? Trei. Asta ce era? Era așa mirosul iubirii? Ce a fost cu gestul acela? Nu știu și eu cum a fost. Da, dragilor, vă reamintesc că Ionela Lehaș Cosmiuc, mie așa îmi place să-i zic, te superi pe mine, nu te superi? Chiar deloc. Și mie îmi place foarte mult numele pe care l-aveam înainte. Da, doar că ai renunțat la el. Da. De bună voie și exact. Chiar a avut de ales înainte, că când am fost la primărie să semnăm, i-am spus atunci, după ce a ales numele pe care vrea să-l urmeze, i-am spus, ai făcut-o cu mâna ta? Corect, așa e. Ionela Lehaci Cosmiuc și Marius Cosmiuc, pentru cei care nu știți, vă uitați la noi și nu știți ce fac acești invitații ai mei. Ei bine, Ionela este dublă campioană mondială la dublu vâsle, categoria ușoară, la canotaj, da? Și Marius Cosmiuc este vicecampion mondial la 4 rame. Felicitări, uite că performanța se face și în familie. Vă ambiționați unul pe celălalt? Da. Cumva suntem motivația celuilalt și atunci când avem un antrenament mai greu sau că apar diferite momente, tensiuni, poate te mai cerți cu colegul, cu colega, în cameră ne povestim ofurile și așa trecem mai ușor peste o zi grea. Da, voi în cantonament, cum ar veni în cantonament? Unde sunteți? La Izvoran? Stați în aceeași cameră, chiar dacă, adică sunteți căsătoriți și stați în aceeași cameră, nu? Sau cum? Da, stăm în aceeași cameră. Ați lipsit să fiți ca la armată. Nu, stăm în aceeași cameră și chiar avem o cameră foarte frumoasă, ne-am aranjat-o frumos. Stăm în baza nouă din Siliștea Snagovului. Da, corect, da. Și... nu știu, e mult mai plăcut, mult mai relaxant pentru noi. Vin de la antrenament, când știu că sunt lângă Ionela, nu știu, îmi trece mai ușor și stresul de după antrenament și mă relaxez mult mai mult. Am înțeles. E un avantaj acest lucru că nu vă separă nimeni ca pe vremuri, chiar dacă sunteți căsătoriți, să zică, hai, gata, nu mai stați în camere separate. Tu oricum cred că ești sătulă de numele Gianina, de la colega ta, de la Gianina Beleagă din Barcă. Nu, chiar deloc nu. Dar ce voiam să spun este că odată cu acceptarea cuplurilor oficiale, cei căsătoriți să stea împreună, au apărut mai multe familii în bază. Nu suntem singuri, mai avem încă doi colegi care sunt căsătoriți și practică în continuare și mai urmează să se oficeze căsătorii. Am înțeles, deci dacă ești într-o relație, nu ai aceeași cameră, dar dacă te căsătorești, ai aceeași cameră, împarți aceeași cameră, nu? Da, păi așa, dacă era doar simplu fapt să fii într-o relație, tot lotul ar fi trebuit să stea împreună, că noi suntem cuplați între noi. Suntem cu toți o familie oricum acolo. Bine, și cumva nu e de judecat, pentru că stați atât de mult timp acolo, chiar voi spunea și pe material, nu? 11 luni din 12 ale anului voi stați acolo. Și e normal. Da. Doar că, na, nu știu cât e normal. Nu știu, voi să-mi spuneți de fapt cum stau lucrurile. Nu te plictisești, stai și acolo, stai și împreună. Adică cum combați plictiseala? Păi dacă mă întrebai acum 3 ani, nu era normal să stai împreună pentru că gândeam cum ne era, nu știu, nu impus. Cum știam dinainte, de la generațiile trecute. Pentru că, deși erau dintre fete căsătorite, nu era permis să se stea fată cu băiat. Dar antrenorul italian, Antonio Colomonici, el a spus acest lucru, că lui se pare normal ca o familie să stea împreună, că sunt căsătoriți și deja la nivelul acesta nu se mai pune problema să fim neserioși, să pierdem nopți sau mai știu eu ce și atunci, imediat după nuntă, ne-am mutat împreună. Doamna Lipa a fost de acord? Da, a fost de acord. Cu toți au fost de acord. Da, bun. Voi sunteți de 11 ani împreună, de 3 ani căsătoriți. Cum vine căsătoria asta? Întreb așa și din curiozitate proprie. Păi 2017 a fost cel mai frumos an așa pentru mine. În 2017 am luat primul titlu mondial la tineret, apoi am luat titlul european tot la tineret și cireașa de pe tort, titlul mondial la seniori, unde
practic nimeni nu se aștepta să luăm acea medalie. Și totul a fost încununat cu nunta de o lună mai târziu după campionatul mondial. Cum ți-a venit această idee? Adică, nu știu, ți-a dat Ionela ceva de înțeles că ar vrea să fie mireasă, că ar vrea să se căsătorească sau pur și simplu a venit de la tine? Pur și simplu a venit de la mine. Nu, eram tiner de atunci când am cerut-o prima dată. Chiar nu știu, de multe ori mă gândeam cum a venit, cum m-am gândit atunci să o cer. Noi ne cunoșteam dinainte de... din 2009 și în 2015 am luat hotărârea să o cer pe Ionela. Iar după tot a venit de la sine, chiar și cu organizarea nunții și toate cele. Nunta chiar am pus-o doar, am cerut-o în 2015 și în 2017 a fost nunta. A fost greu cu locurile la sălile de nuntă să găsim. Dar am găsit într-un final la data pe care ne-am dorit-o și am reușit să facem și nunta. Cât te-ai gândit înainte la textul pe care l-ai spus Ionelei legat de cererea în căsătorie? Nu m-am gândit prea mult la text. Am vrut atunci să vină de la sine, că mă gândeam că dacă plănuiesc ceva, din cauza emoțiilor pot să nu să mă încurc și am vrut să fie atunci cum va ieși pe moment. Îți mai aduce aminte ce ai zis? I-am spus direct, după ce am premiat-o, bineînțeles, după ce am pus medalia la gât, m-am pus în genunchi și am spus și cuvintele magice dacă vrea să fie soția mea. Și a acceptat. Da, corect. Păi, sunteți și aici și da. Cred că ați și copilărit împreună. Asta v-a și ajutat, nu? Da, păi când am început să vorbim, eu aveam 14 ani jumate și el 17. Deci copii. Ne-am crescut unul pe altul. Tu cum te-ai simțit atunci când te-a cerut în căsătorie? Mai ales că erai într-un moment important, profesional vorbind. Da, eram chiar într-un moment important, câștigasem un campionat național de fond. Acum, pentru noi, campionatele naționale nu sunt mare lucru, că ne axăm mai mult pe cele internaționale. M-am simțit, eram foarte emoționată și îmi venea să le bat pe colegele mele, care m-au lăsat să plec la premiere cu părul lipit de cap și cu șosetele până la jumatea gambei și le-am certat eu după în cameră. Le-am zis, dar nu m-ați lăsat să merg așa ca o tolomacă. Puteam să-mi spuneți și mie, nu să-mi spuneți că vezi că urmează ceva important, dar să-mi atrageți atenția, vezi că nu-ți stă bine părul sau... Și da. Practic în toate fotografiile de cerere aceea în căsătorie ești ca după concurs. Da. Bine, asta cumva era și ambientul natural, deci nu cred că contează foarte mult, că așa trebuia să arăt. Da, corect. Dar era mai ciudat dacă mă duceam cu bucle. Exact. Dar aveți, într-un fel, ai avut dreptate că le-ai certat în ghilimele pe colegele tale, că te uiți la acele fotografii și nu-ți place, dar până la urmă accepți că momentul de emoție ți-a rămas și a fost important. Da. Am văzut din fotografiile voastre de la nuntă că a fost cumva o nuntă atipică, pentru că ați fost îmbrăcați așa, tradițional, nu? Atipică poate pentru unii, pentru noi cumva naturală. Noi suntem bucovineni, așa îmi place să... și chiar așa și suntem. Costumele ne le-a cusut bunica mea și atunci am zis că de ce să nu le purtăm la un moment important pentru noi și am ales să facem cununia civilă îmbrăcați în costume naționale. Și la tine ți-a făcut măsura, că ești destul de înalt. Da, a făcut bunica, m-a măsurat din cap până în picioare. Bunica, tot bunica ei. Da. Păi amândouă ei le sunt cu același motiv tradițional. Sunt pereche, cum ar fi. Și nu știu, cei care au venit la voi la nuntă le-ați cerut să fie și ei îmbrăcați tradițional sau? Nu, la cununia civilă doar noi am fost îmbrăcați în costume naționale. Iar la nuntă, când noi am purtat
roche de mireasă și el costum de mire, rudele apropiate și familia s-au îmbrăcat ei în costume naționale. A fost așa o... rocadă. Da, da, da. Ai avut emoții? Da. La nuntă? Am avut puțin la biserică, dar a trecut așa de repede și parcă aș mai face o dată doar ca să mă bucur de momente așa. De petrecere? Da. A fost o petrecere mare și frumoasă. Câți oameni au venit? 451. Nu cred! Da. 450 de oameni? Dintre care 100 de sportivi. Wow, dar de unde e atâta lume? Păi au venit toți colegii noștri, antrenori, staff, doamna Lipă, toată lumea. Marius este singur la părinți și atunci toate rudele, toți prietenii, toate neamurile. Și părinții mei au umblat la multe nunți. Da, exact, păi, na, așa, așa se poate. Și eu sunt rudă cu tot satul și atunci au venit la nuntă. Da, super. Păi cine știe, se mai face nuntă de aur, de argint, habar am, nu știu cum se zic. Da, da, da. Și probabil că atunci o să faceți și o să faceți din nou petrecere cu atât de mulți oameni. Da. Apropo de susținere, pentru că astăzi rapidiștii de la fotbal au avut o acțiune de susținere a acțiunilor Fundației Renașterea pentru combaterea și prevenirea cancerului la femei. Vreau să vedem materialul și apoi ne întoarcem în studio să dezbatem. Vrem să susținem femeile din viețile noastre și din țara noastră. Vrem să arătăm că suntem alături de ele, pentru că în fața bolii toți suntem mici. Eu mă regăsesc în acest subiect. Am pierdut o bunică din cauza unei boli foarte grave, cum este aceasta. Sunt și mai mult în subiect. Țin cont că am vreo 4 fete. Da, și mulțumesc. Sunt destul de îngrijorat în privința acestui subiect. E foarte frumos și e o responsabilitate în același timp și e foarte important să susținem femeile. Nu din întreaga lume și vorbim de țara noastră. Nu? Pentru noi este onoare în același timp să putem să susținem această inițiativă foarte importantă pentru România. Este foarte important ca femeile să aibă acces la serviciile medicale din România, de diagnostic pentru apariția sau agravarea cancerului. Să ne îmbrăcăm pentru o zi în roz, chiar dacă în sufletul nostru avem culoarea vișinie. Suntem oameni cu suflet, iubim femeile din suflet și suntem alături de ele. Iubim femeile din suflet și suntem alături de ele. S-a încheiat acest material cu declarația lui Adrian Ienci. Rapidiști, iată, sunt alături de femei. Cum o susții tu pe femeia din viața ta? Până la urmă, cea mai importantă femeie din viața ta după mamă. Exact, așa este. Ionela este cea mai importantă femeie din viața mea și o iubesc foarte mult. O susțin cu tot ce pot eu. Încerc să fiu cât mai aproape de ea, cât mai pe plac să-i fiu. Nu, asta e mai greu în ziua de azi. Da. Să-i faci bărbatul, să-i facă pe plac femei. Nu știu, atunci când este nervoasă să mențin calmul. E deseori nervoasă? După antrenamente, după sunt diferite motive, întâmpinăm diferite valuri de la șalupe, antrenamentele grele și e stresul destul de mare. Frumos ai un bărbat în viața ta așa, l-ai ales bine. Da, cred că asta trebuia să mă întreb pe mine, cum mă susține. Sau și așa. Da, da, da. Este foarte înțelegător, este un sprijin pentru mine și mie așa îmi place să spun și am spus asta de foarte multe ori, că este echilibrul meu și stâlpul meu de sprijin. Eu sunt puțin mai haotic, așa ca să zic, mai nu nervoasă, mai agitată. Mai femeie. Da, da. Mai femeie. Mai moldoveancă. Așa. Și el știe să-mi tempereze și nervii și să fie alături de mine atunci când am nevoie și în felul în care am nevoie. Bun, continuăm poveștile după o scurtă pauză de publicitate. Revenim aici, mai avem materiale pentru dumneavoastră. Yeah.